șunte. Deci colegul la volan va trebui să recupereze ce am stricat eu. Deci avem în momentul de față 123 de km până la Sibiu, până la stația de încărcare. Și? Și? Cât avem? Zi tu! 133 de km și un mare morcov. Hai, salut internet! În vlogul de astăzi ne jucăm cu Tanti Zoițica. A venit ziua în care noi o conducem pe Tanti Zoe. Uitați-l pe colegul Bogdan Mirică în acțiune! Întârziat ca întotdeauna. Haideți să vedem cum arată jucăria asta pe interior și pe exterior și ce poate tabla, bateria și ce mai are dânsa pe dinăuntru. Exterior, domnilor. E o mașină de oraș. O mașină frumușică. Aș vedea-o pe nevastă mea, dacă mă întrebați pe mine. Nu pe mine. Eu aș lua-o doar dacă aș colanta-o pe negru și i-a spune genți aurii. Ha! Cea mai mare surpriză acestei mașini este portbagajul. Deci uitați-vă și voi. Au intrat ambele geamantane și o să intre și ambele cutii cu anticovid. Deci nu-mi vine să cred, frate. E portbagajul mai mare decât la Peugeot 2008. Băi nene, bravo! Bravo Joițica, bravo tată! Bam! Hai să ne urcăm în dânsa! Bum! Hehe, Tanti Zoițica! La interior, plasticuleț. Nu e niciun plastic ieftin, dar niciun plastic extraordinar. E un plastic mediu, spre mediu. E plăcută, nu e deranjant. Volanul, asta e un soi de piele, plasticuleț. Îmi place cum arată zona asta aici, abia aștept să vedem cât de intuitivă este interacțiunea mea cu această jucărie. N-ar fi stricat o cotieră, sau are? N-are cotieră. Stau cu deget, cotul n-are. Pun cu anticovidul, stau cu cotul pe cu anticovid. Bă, chiar așa să nu pună și eu o cotieră aici? Start engine, start! Tu. Dezinfectat. Hai să vedem le meniu. Avem aici frumos clima. Momentan e pe auto. Dai mai tare, dai mai încet. Auto, schimbi aici așa frumos, dai din rotițe. Chestia asta este minunată. Iubesc rotițele. Launch Apple CarPlay. Bravo, că ai așa ceva. Doamne și domnilor, Sfântul CarPlay. Hai să băgăm un lăutar. Deezer. Deezer. Și aici. Are Bose. Bravo. Se aude bine. Asta e cheia mașinii. Cred că o cheie asta de 10 bani, ceva da, de da, gen. A mai crescut, s-a mai umflat față de acum 10 ani. Păi și eu. Adică cheia asta seamănă cu, dar puteau să facă și ceva nou, adică echipajul care a fost recuperat. Da, ia uite, aia Apple CarPlay. Bă, spre deosebire de mini, aia Apple CarPlay, ai autonomie. Suntem relaxați astăzi, mă. Astăzi e o zi relaxată. Da, e mașină franțuzească, frate. To be relaxed. Oui, parle français. Burger. Burger, hamburger. Oui. Uite-te la schimbătorul ăsta, da. Zim cu ce seamănă. Hai să te văd. La Peugeot se arată procentul în baterie. Ce seamănă? Da. Cu ușoară navă spațială. Ești pe aproape, ești pe aproape. Star Trek? Ești pe aproape. Zici că e capul ăluia din Alien. Aaa, ce bun e asta, din unghiul ăsta, da. Da. Îmi iei de cap, ce faci, mă? Te-ai dat la fata aia, bă. Dar ce e bâu? Bâu este treapta în care pui levierul ca să recupereze mașina. Ca să recupereze atunci când ridici tu piciorul de pe accelerat. Și mai cu bâu, adică? Poți să mergi cu bâu, da. Doamne și domnilor, i-am dat și noi ca oamenii pe autostradă cu 120-130, s-a dus autonomia în cap. Și acum mergem cu 90, că zice colegul Bogdan Mirică. Zice colegul Bogdan, tot timpul fac acoponia să zice. Colegul, zice Bogdan Mirică că, zice colegul Bogdan că trebuie să mergem cu 90, că acolo se simte bine mașina, ca să fie consumul cât de cât decent. A, și pentru cei care zic că pe autostradă nu e bine să mergi cu 90, limita minimă de viteză este 60 de km/h.
Așa e legislație. Parlez-vous français, legislație? Hai, liniște la liniște la orificiu. Am consumat 55% baterie până aici, domnilor și domnilor. Am mers 144 de km, 72 de km pe oră viteză și consum 15. Păi am cam dat. Da, da, e bine. Adică... Pe autostradă? Da, e bine. E chiar e bine. Avem și o viteză bună pe autostradă. Adică avem un 74, e ok. Sper să ajungem bine la Sibiu. De aici să ajungem la Sibiu. De aici conduce colegul. În caz că rămâne, mai rămâne el cu el la volan. Dacă ați văzut cum se deschide, ia uitați. De aici, așa, din spate, cu șmecherie. Ce frumoasă ideva, fraților. Ia uitați-vă aici. Pântânică. Artistică. Mamă, ce tare e locul. Suntem în Deva, la un loc care se numește așa, Bor 13, și eu mi-am luat Bărgăraș. Doi distinși membri ai squadului m-au așteptat, m-au apostat, acostat. Acostat. M-au apostat aici, mi-au dat de maujulit. Băi, mulțumesc că ați venit să mă salutați. Măcar atâta. Ne vedem la Antol 2021. Să sperăm dacă se ține. Se ține, mă, gata, trece pandemia. Mi-a zis mie Bill Gates. Deci colegul la volan va trebui să recupereze ce am stricat eu. Deci avem în momentul de față 123 de km până la Sibiu, până la stația de încărcare. Și? Și? Cât avem? Zi tu! 133 de km și un mare morcov adânc băgat cu tot cu vânător. Și cu ocolul silvic. Da. Doamnelor și domnilor! 42% baterie. O să fie foarte interesantă povestea asta. Și o să se întâmple des asta. Omul ăsta e un erou. Să fiu alerg, deși ți atenți, mai avem 24 de km până la destinație, 68 de km autonomie. Deci omul a recuperat 44 de km. Deci o să-i facem o statuie acum în Sibiu. Vreau acolo în piața mică. Nu vreau în piața mare, în piața mică. E moșii modest pe deasupra. Acum și că ieșim pe autostradă, acolo trebuie să ajunge, este o benzinare MOL cu stație de încărcare. Colegul civilizat. Mai avem 13% baterie, autonomie 56 de km. Bă, ce să mai... 13%, bă, 13% e cu noroc pentru noi. Și am ajuns pe zonă. Și așa se încarcă automobilul electric. Știți povestea, e aceeași schemă ca la Arad, și aici lângă Sibiu, 29 de RON, 44 de RON, și acum au o ofertă, încarci cu 29 de RON și la Rapid. Și primești și o cafea gratis. Bogdane, nu bagi, mă, un hot dog? Aș băga, dar nu mai pot. Mâța mică nu mai poate. Arată foarte bine hot dog-ul ăsta. Mi-ai dat prea multă mâncare cu fratele meu. I-am dat niște Whiskas. Hrană umedă. Pisicile sunt pretențioase. E ora pliculețului. Deci care nu știu, faza stă la vlogul cu Taycanul, că am povestit acolo, la final. Mâța se ascunde, mâța face ce știe ea. Ce vreau să zic e că cei de la MOL sunt și ei partenerii Electric România. Eu n-am primit bani să fac chestia asta, dar eu am tot colaborat cu MOL de-a lungul timpului. Și e normal că atunci când îmi ies în cale să vorbesc despre ei, pentru că sunt prietenii mei de la MOL. Gata, asta a fost operea la MOL. Vă duceți la hotel? Vă duceți, da, la hotel? Lasă, da, că mâine merg eu cu Zoe. Mâine sigur ajung undeva. De parte. De sus. Vă pup, să lăsăm frumos. Haideți, mergeți, mergeți. Deci acum încărcăm, pentru că la MOL erau colegii noștri cu mașinile mai de șmecherie. Hai să băgăm. Și noi clasic, pentru că facem moș și mamă, știi? Trebuie să se încarce ID3-ul cu care noi vom merge mâine, așa că băieți, încărcați-l full. Exact. Noi să băgăm cu la Type 1, cum ar veni, și încarcă cu 22, nu? Type 2, da. Type 2. Și încarcă cu 22 kW, ceea ce șefie. E șefie, pentru că mașina asta ia cel mai mult de la AC. 22 de kW. Hai să vedem. Dar bagă cu 21,4 kW, așa de tare bagă. Din 22, posibil. E șmecheră asta, mică frate. E mică, e fondantă și e șmecheră rău, cum ai zis tu. Mega omlet de fromaj.
Da, deci eu cred că asta e mașina șmecheră pentru taxi și Uber. E perfectă. Port bagaje are, neașteptat de mare. Confort este la interior. Hai să vedem cum e pe bancheta din spate. Înțin ghiozdanul, ca să nu mi-l fure nimeni. Bebelușul, ia. Cum e? E ok, dar nu știu câtă lume o să stea cu scaunul cum stau eu. Plus că de tierele astea nu vezi nimic în față, nu vezi șoferul. Mai știi bine. Pe cine ai luat la Uber. Mai bine. Nu știi dacă da. Alea cinstele. Deci aici ar fi o problemă, spațiu din spate. Da. Interesantă. Aia la altă de care ziceam eu, Kona. Și Hyundai Kona avea și spațiu generos în spate. De Kia nici nu mai zic. Kia e-Niro e... Dar asta e și mai ieftină. Asta costă 36.000 de euro, nu? Da. 36.000 de euro. Cu Eco ăla de la stat, o scos la un 27. Versus de e-Niro care era 54 și Kia Kona care era 45 sau ceva de genul. De mii. Și are autonomia tot pe acolo. Deci de aici se deschide căpăcelul ăla de acolo din față și tot de aici îți deblochezi, deci când bagi la încărcat ca să poți să scoți, trebuie să ții apăsat pe ăsta, ca să poți să scoți cablul. Acum trecem pe încărcarea aia rapidă. Am alimentat, am stat aici 2 ore, cel puțin. A fost o joacă între alimentează cu Type 2, bagă și cu Fast. În fine, 2 ore de stat aici până la 100%. Ne-a mâncat ficații operațiunea asta. Mergem și noi la hotel, mâncăm și noi o friptană. Hai să mâncăm o friptană. Suntem cazați la Hilton și mâncăm vis-a-vis la Jacobs. Mâncăm niște coaste, niște friptane. Să ne văităm de burtă după aia. Asta e ultima seară. Am niște trifermen dacă vrei. Asta e ultima seară, by the way. Ultima seară împreună. Dar tot nu te lasă pup mâța. 99% 387 de kilometri autonomie. Autonomie. Imediat vă citesc fișa mașinii. A fost o experiență interesantă cu jucăria asta, cu Zoicica. Am condus mult, frate, astăzi. Chiar i-am dat blăniță. 260 de kilometri. 260 de kilometri. Civilizat sau? Își face treaba Zoicica, e ok. Hai, colegul, aici așa în față, la Hilton, tragem concluzii. Ne-am făcut comozi, ne-am făcut un mic mezi en place. Fii atent, Zoe, baterie uriașă, 52 de kWh, autonomie 395. Noi am făcut astăzi peste 250 de kilometri extraurban, Timișoara, Sibiu. Autostradă. Am mers mai cu frică, așa, cu morcov, ultima bucată, dar tot e bine. Și, foarte important, uite, frate. 22 de kilowați trage de la un AC. Trage, bă, băiete, trage. Ai văzut, noi am pus-o puțin la AC și a început să tragă imediat 21,5. Mare avantaj. Mare avantaj, o poți încărca oriunde. Și se mișcă și repede, chiar dacă 9,5 ăsta nu e impresionant. Da. Și foarte important, nu ți-a permisul pe autostradă. Nici nu e amendă la 140, asta doar zic. Dacă e zona aia, știi cum e de la Fetești la... Exact, dacă acolo. E 120, acolo ai furat-o. Pentru că la e 80 acolo. A, ai furat-o rău. Acolo ți-a permisul, acolo ți-l ia. 945 Nm, putere maximă 135 cai, putere... Și? 36.000, cu tot cu opționalele astea, multe. Bă! E bună. Zoicica, ai un pic de respect de la băiatul, poate chiar mai mult respect. S-a mișcat blană, blană. S-a mișcat și accesibilă, merge rachetă pe Uber. Distinși vlog spectatori, putem concluziona că ăsta a fost vlogul de azi. Imediat o să mă vedeți cadrul camera de hotel, așa cum am obișnuit. Dar ăsta a fost vlogul de azi. Mâine suntem cu Volkswagen ID3. Ultima mașină, mâine ne întoarcem acasă la Ionasca și la Sășica. Dacă n-ați văzut celelalte vloguri, celelalte mașini electrice, le aveți civilizat în descriere pe toate, inclusiv vlogul cu Porsche Taycan. Acesta a fost vlogul. N-am filmat aseară, am uitat. Așa arată camera de hotel, opulență. Eu am senzația că am mai fost aici, dar nu mai știu când. Dacă sunteți veterani ai acestui vlog și ați mai văzut că am filmat aici la Hilton Sibiu, să-mi scrieți când am fost, că eu nu mai țin minte, efectiv. Nu mi-aduc aminte. Așa. Asta este baia. Interesantă numai cu separeu aici.
nu înțeleg logica, pentru că aici, unde ai nevoie de un separiu, ca să nu inunzi baia cum am făcut-o eu, când faci duș, nu există. Da. Asta a fost camera de aici.